Dar zice că toate spune, în afară de masa pescărească care... Dar asta mi-a plăcut de aia. Asta, da. Dar zice că acolo îți dădea masă, în sensul... Cu toate că am mâncat cu biserica, am fost odată la un restaurant și am mâncat de pește și mi-a plăcut de păstră, tot ce am mâncat de da, da. Și salata, dar asta de obicei nu mănânc decât. Am auzit eu că ciorba de pește e mult acolo din trecutul de pește. Da, am auzit asta. Da, dar și să nu știam că de pește. Eu am crezut că sunt de pui. Puteam să jur că sunt de pui și pierdeam. Și după gust și după cum arătau. Dar am citit undeva că se găsește carne ducată de pește. Cine mănâncă carne, probabil că știe de unde. Nu, și aici au te întrebat și pe Mărioara, că ea... Constanța? Ea a luat și a dus la o mănăstire. Ea nu mănâncă carne? Ba da, dar trebuia să duc acolo. Nu? Mănâncă unii nu mănâncă, că zice că faci viermi în stomac, dacă mănânci porc. Fiecare că te duce cap. Da, și eu nu mănânc miercuri, să zic. Pe urmă stă la moarte îngerul care... pentru care postești miercurea și îngerul care postești, pentru care postești vinerea, stă de parte și de alta la față. Nu stă, nu stă, toată n-a venit nimeni să spună? Au venit mulți, doamne, dar n-aș fi dumneavoastră. Foarte mulți au venit. Chiar și recent. Oricum, și cei duși, parcă tot printre noi sunt. Și ei aduși comunică foarte des cu... Da. Și e în alt spiritual. În afară de faptul că au venit mulți înapoi, mulți comunică de acolo, da, da, frecvent. Și în mate clinică sunt foarte mulți care au venit. Care au venit înapoi, este da. O carte de Dr. Moody. Da, da. Ați citit-o? Da. Și a foarte multe cărți au apărut toată, foarte multe. Da, aia este, adică când ești necredincios, aia o crezi că ăla este, din punct de vedere științific, scrisă, că el e medic. Și Constantin Dulcan a scris. Da, da, da. Foarte... Ba, da, ce bine și foarte... Ăsta este medicul ăla neurolog? Da, da, da. Am citit foarte bine. Ce frumos. Și numai titulaturi și numai oameni de știință, oameni care au studiat bine fenomenul. Frumos e. Sunt sfinți și medici. De ce este Sfântul Luca al Crimeei? Am cumpărat acum acatistul. Este medic chirurg. Deci nu neapărat trebuie să fii prost educat ca să fii sfânt. Sunt oameni educați care sunt științifici la un nivel foarte înalt și sunt sfinți. Bine la nervi, calmează nervii. Da, și marea în general. Da, da, da. E scomot ăsta și de ce zice că marea liniștește? Am filmat destul.